Impozitarea terenului agricol nelucrat nu este o idee nouă. Încă din 2006, înainte de integrarea în Uniunea Europeană, autoritățile au tot încercat să găsească o formulă de penalizare a celor care lasă pământul pârloagă. Nimeni nu a trecut însă de la teorie la practică până acum. Nu este un lucru bun, după mine. Dacă omul nu are cu ce să lucreze, de unde, nu? Îl dai în arendă, dar cine îl mai lucrează în ziua de azi? Că nu mai ia nimeni nici în arendă. Anul acesta, ideea a fost reluată de ministrul finanțelor, care s-a declarat un susținător al impozitării suplimentare a celor care nu lucrează terenul agricol. Are și susținerea ministrului agriculturii, în speranța că va da un impuls la comasarea suprafețelor. Va trebui să facem niște calcule și să analizăm acel nivel de penalizare care ar determina, pe de o parte, reducerea abandonării și nelucrării terenului, iar pe de altă parte să forțeze, dacă vreți, și... sau nu să forțeze, să lanseze și consolidarea funciară a terenului. Sindicaliștii din agricultură consideră că impozitarea pământului necultivat este insuficientă pentru a stimula comasarea terenurilor. Ar ajuta mai mult un set de măsuri, spun sindicaliștii. Va trebui să găsești o soluție de sprijin social pentru cei în vârstă. Pe de altă parte, trebuie un program foarte clar de instalarea tinerilor la sate care se pot angrena în activități agricole. Și am spus noi, trebuie creat un credit funciar care să-i dea posibilitatea celui care are tehnica agricolă și poate lucra terenul să cumpere acest teren prin acest credit cu dobândă redusă pe termen lung. Din estimările sindicaliștilor, România pierde peste 200 de milioane de euro pe an de pe urma celor 3 milioane și jumătate de hectare nelucrate.